Bine ați revenit la mobilisimo.ro, s-a întors rama rotativă pe ceasurile Samsung, la cererea publicului. Acesta este noul Samsung Galaxy Watch 6 Classic. De ce Classic? Pentru că s-a întors la abordarea clasică menționată de mine. E versiunea cea mare pe care o am aici, sunt două variante, una are 47 mm cu ecran de 1,47 inch, cea pe care o am aici, și mai există și una de 43 mm cu ecran de 1,31 inch. Corpul este fabricat din oțel inoxidabil. Rama este rotativă, ceea ce ajută la navigare mai facilă în interfață. Mă rog, știu că avem deja două butoane, știu că avem și touch pentru navigare, dar aparent lumea chiar apreciază chestia asta. E bună pentru scrollat în liste, zic eu, așa că dacă ajungeți la o zonă în care să puteți face acel scrolling, zic că este util să și folosiți. Uite, de exemplu, aici facem scroll într-o listă de aplicații. Avem și curea One Click, mie asta îmi place. În sfârșit, un ceas inteligent cu o curea ușor de prins și atașat. Apoi, baterie de 425 mAh pe versiunea asta și 300 pe cealaltă, cea mică de 43 mm. Cântărește 59 de grame și are un procesor Exynos W930 de 5 nanometri. Are 2 GB de RAM, 16 GB de stocare și certificare 5 ATM, se poate scufunda până la 50 de metri adâncime, IP68 și certificare militară. Vine pe negru sau argintiu, evident am versiunea argintie aici. Acum, funcții de sănătate, cât cuprinde, în ideea că avem aici, evident, pași, zona de fitness, puls, somn, body composition, pe care îl puteți măsura foarte ușor, selectați aici sexul, puneți înălțimea, puneți greutatea, mă rog, am mai mult de 65, și aici arată cum se măsoară. În principiu pui degetele astea două, pui ceasul mai sus pe încheietură și o să spună cât din corpul tău este apă, cât este mușchi și body mass index și altele de genul ăsta. Na, cam astea ar fi măsurătorile. Am văzut funcția asta și anul trecut, nu este o noutate. Noutățile, vi le-am zis deja, în principiu s-a întors muchia rotativă. Și evident că avem și niște watch face-uri arătoase și personalizabile. La fiecare generație au mai plusat cu unele. S-a scăzut, am terminat, deci începusem să vă zic funcții de sănătate și m-am oprit la acest body composition. Pe lângă el avem și EKG, senzor de puls, ba chiar și monitorizarea tensiunii arteriale, odată ce am sincronizat dispozitivul ăsta cu un tensiometru. Uite și EKG-ul și mai sunt și alte tile-uri, în principiu widget-uri ca să ține la îndemână funcții importante ale ceasului. Avem și connected devices, în principiu putem să controlăm alte dispozitive ca o pereche de căști sau tot felul de alte dispozitive de prin casă chiar, prin SmartThings. Avem Samsung Health aici cu oxigenarea sângelui, ba chiar monitorizarea ciclului menstrual pentru domnișoare și doamne, caloriile rămase de mâncat într-o anumită zi, nivelul de stres și together ăsta mă intrigă, că ăștia cred că sunt pașii. Ăsta e programul și uite ce spuneam de SmartThings. Poți controla mașina de spălat și tot felul de alte dispozitive de prin casă. Ai aceste scene care se activează când vii de la muncă sau când te scoli. Avem și zona meteo și lista este foarte lungă. De ceva vreme Samsung a renunțat la Tizen, a trecut la Wear OS și cel mai bine indicat acest lucru este de către acest Play Store aici. Avem și Maps, avem și Bixby, avem și aplicație Buds, ba chiar și ceva Outlook de la Microsoft. Ăsta este noul ceas, cel elegant, doar se numește clasic, cu un sistem nou de prindere a curelei și cu muchia asta rotativă pe care lumea și-a dorit-o atât, dar atât de mult pentru navigare mai facilă. Rămâne să-l testăm, vreau să văd cât ține bateria, mai ales față de Huawei-uri și o să revenim și cu review. La revedere!